Ne va regăsi, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-18 iulie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Bun. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești, cei cu ascendent descendent Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 1-18 iulie 2022? Evenimente importante pești. Ok. Aici este o realizare pentru cei din Zodia Pești, în primul rând. Cineva aici n-a făcut numai lucruri corecte. Poate că au fost vorba de dependențe sau poate încă sunt pentru cineva dependențe. O dependență sexuală sau o obsesie anume față de o situație, o relație, o gelozie, o răzvrătire, o confuzie, o ceartă care a avut loc sau mai multe sau certuri cu mai multe persoane în legătură cu ceva ce n-a fost corect aici. În primul rând este o desconspirare, ca să spun așa, un adevăr care se află în legătură cu o gașcă, prieteni, persoane care v-au trădat sau persoane care au trădat în situația asta. Oricine va spune, nu mai vreau să fac parte din afacerea asta, din situația asta, din căsnicia asta, din, pentru că pentru mulți dintre voi este și vorba despre un divorț. Cineva divorțează aici. Cineva divorțează odată pentru că s-a săturat de comportamentul imatur al celelalte persoane, de răutatea, ca să spun așa, a celelalte persoane și anume faptul că persoana asta tot timpul este pusă pe ceartă sau tot timpul este într-o gelozie, posesivitate sau este o energie din cărțile astea, o energie de o persoană narcisistă, ok? O persoană care nu aduce liniște în situația asta, în niciun caz. Culmea aduce pierdere financiară, aduce înlăturarea sau gonirea prietenilor, a familiei, din viața celui cu care se cuplează, că sunteți doamne sau domni care treceți prin situația asta, cineva încearcă să izoleze o persoană de restul lumii, să nu mai aibă contact cu altcineva, pur și simplu pentru că este o energie de posesivitate, gelozie, dar este o obsesie aici, nu este dragoste, este o obsesie. Și chiar m-am înțeles că cineva face lucruri oculte aici, dar totul a luat final. Pentru că aici cineva este la suprafață și cuiva îi se află toate minciunile. Cuiva îi se află tot ce a mințit în legătură cu nenumărate trădări, comploturi pe la spate, discuții, bârfe. Poate cineva vorbea foarte urât aici și prin spate despre cealaltă persoană. Cineva își confesează aici toate sau ba mai mult de atât, le spune fără scrupule, ok? Am făcut asta și asta și asta și asta și asta, ok? Și pur și simplu nu-mi pare rău pentru că ăsta sunt eu. Asta aud ca mesaj. Dar asta îi spune unei femei, deci persoanele care sunteți în situația asta probabil că sunteți căsătoriți sau într-o relație, ok? Dar aici a fost o chestiune mai mult de unul în relația asta a avut un scop financiar, clar. Ori dețineți o afacere împreună, ori a fost creată o afacere împreună sau cineva s-a alăturat afacerii celelalte persoane. Ori a fost o chestiune de hai să facem ceva împreună. Dar eu totuși văd că cineva deține lucruri financiare, iar cealaltă persoană a beneficiat de ele. Sau i s-a mânat o sumă de bani să deschidă o afacere aici. Iar persoana asta, când s-a văzut cu saci în căruță, a început să se comporte groaznic de tare. În altă ordine de idei, mai există aici cineva care a crezut că o să cumpere o relație cu bani. Ceea ce nu este posibil. Cineva aici spune, lucrurile cred că sunt finalizate între noi, ok? Nu mai vreau să am de-a face cu stilul ăsta de viață, vreau să spun adevărul, vreau să-ți recunosc, pentru că cineva aici clar vrea să fie cu o persoană pe care o iubește.
vrea să fie cu o persoană pe care o iubește sau întâlniți o dragoste nouă pentru alții dintre voi. Și cineva, ca să poată să iasă din toată tevatura asta și să nu lase multă mizerie în urmă, ok, trebuie să confeseze adevărul, să spună adevărul, chiar dacă asta implică dispută, chiar dacă asta implică ceartă, o confesiune bombă aici, va face o persoană să fie, ca să-i spun așa, certată, lovită cu pietre de ghilimele de toată familia sau de alți membri sau de prieteni. Cum făceai parte din complotul ăsta? Sau cum făceai parte din chestiunea asta? Sau cum de te dai la o parte? Dar de ce? Dar de ce pentru persoana asta? Dar de ce ne lași în spate? Dar de ce nu mai continui să faci asta? Bun. În altă ordine de idei, cineva aici poate să vină ca un bun samaritan și să spună: am făcut parte dintr-o afacere sau un complot sau anumite persoane. Un bărbat face o confesiune unei femei sau vice versa, care se răzvăteau împotriva ta. Și eu am făcut asta și asta și asta și asta alături de persoanele astea, pentru că m-au șantajat sau pentru că așa am crezut eu că este bine sau pentru că cineva a pus o persoană împotriva tuturor sau de ce nu un singur om a pus mai multe persoane împotriva unei persoane. Și un bărbat a făcut asta împotriva unei femei. Și atunci cineva sau viceversa, cineva aici vine să spună adevărul. 1. Nu mai vreau să iau parte la tot ce faceți voi, pentru că cineva spune aici s-a ales praful de afacerea voastră, de bunurile voastre, de viețile voastre, pentru că ați făcut rău acestei persoane. 2. Mai există și varianta în care ceilalți spun: nu mai vrem să te ascultăm, pentru că din cauza ta, ok, am făcut rău unei persoane sau unor persoane într-o afacere sau într-o chestiune, degeaba pentru furia ta, ok, pentru că era ceva ce tu aveai personal cu persoana asta, nu noi. Și aici clar va fi o confesiune, cineva va primi o confesiune. Și vreau să fac clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, 1-18 iulie 2022. Exact. Este o fecioară care iese la suprafață aici, eremitul, și cu 7 de săbi invers, și mai este cineva din gemeni care spune, ori li se spună acestor persoane, tot răul ăsta pe care l-ai făcut tu a fost spre răul tău, ok? Pentru că nu trebuia să faci asta. Cineva va ieși la suprafață cu toate minciunile pe care le-a spus în detail, ok? Fir apăr. Deci tot o să se afle. Tot. Și lumea din jur a început să suspecteze această persoană. Stai puțin. Care sunt motivele pentru care faci acești pași? Sau care sunt motivele adevărate pentru care ataci această persoană sau ai ceva împotriva acestor persoane? Sau care sunt motivele adevărate spre beneficiul tău? Că de fapt nu este spre beneficiul nostru. Și de ce ai ceva personal cu persoana asta? Și de ce ne implici și pe noi? Pentru că cineva aici o să spună: aha, Evrica, de fapt tu ești o persoană geloasă, de fapt tu ești o persoană care ai o problemă tu cu tine, de-ai făcut atâta rău pentru că cineva nu ți-a făcut niciun rău aici. Duci răzvrătirea și războiul ăsta de atâta timp, atacând o persoană, asul de săbii și marea preoteasă, cineva o să realizeze că aici o persoană este marea preoteasă și că este o persoană credincioasă, este o persoană foarte protejată, este o persoană, de ce nu suspusă. Iar cineva mai aud că mesaj a făcut o competiție sau o chestiune legată de: vreau să arăt că eu sunt mai bună sau mai bun din punct de vedere financiar sau că fac lucrurile astea. Dar culmea că persoana care a fost atacată aici nu a făcut competiție cu nimeni. Este un comportament natural. Ok? Natural. Și asta va analiza persoana care a făcut lucrul ăsta și persoanele care au fost alături de persoana asta. Exact.
Și asta se termină cu 6 de săbi și 5 de săbi. Se pleacă cu un conflict foarte mare. Bineînțeles că cineva trebuie să se certe aici. Este spânzuratul și diavolul. Un bărbat aici sau, las cum rezonează, este cineva Capricorn, pești, o persoană foarte toxică. Foarte toxică. Este și o fecioară, spânzuratul și diavolul. Am spus că aici este vorba despre un divorț și separarea unor bunuri, partaj, separarea, de ce nu, poate fi vorba și de custodie sau de separare. Deși împăratul cu eremitul și șapte de săbii invers mi-apare ca un tată vitreg pentru cine rezonează aici. Poate cineva n-a fost ceea ce a vrut să pară. Poate pentru un trebuie este vorba despre o moștenire pe care persoana asta v-a promis că o lasă. Sau cineva a spus aici, o să am grijă în totalitate de tine. Și persoana asta este destul de mărsă acum. Și șapte de săbii invers vine să spună, poate pentru un trebuie este urât. După atâția ani de căsnicie, cineva vă lasă la vârsta asta și pleacă pentru altcineva, poate aveți de-a face cu cineva din berbec, fecioară. Poate sunteți doamne din pești, poate e gemeni, pleacă și vă lasă la vârsta asta spunând că de fapt vrea să lase casa, bunurile, altcuiva. Îndrăgostiții, poate s-au îndrăgostit la vârsta asta de cineva pentru că este cineva în vârstă. Pentru alții dintre voi e un divorț cu război. Deci e un divorț cu război pentru că atunci când se ajunge la partaj, ies la suprafață multe alte ascunziri și că persoana asta mai avea copii dintr-o altă relație. Pentru că asul de săbii și marea preoteasă totuși se află un secret. Magicianul. Cineva a făcut farmece aici. Ok? Cineva a făcut farmece aici. Cineva se trezește din ele. 6 de cupe și regele de cupe. Poate vă uitați chiar voi cei care sunteți copiii acestui bărbat. Deși eremitul și împăratul reprezintă o figură, că e feminină sau masculină, autoritară, cu care se impune, dar este, indiferent de zodie, desconspirată. Că, de fapt, povestea ce spuneam mai devreme, de fapt, persoana asta avea ceva împotriva cuiva, nu acel cineva împotriva acestei persoane. Și aici cineva spune, știi ceva? Eu îmi iau copiii și plec, îmi iau copilul și plec, pentru că ceea ce faci tu nu este normal. Nu este normal să faci atâta rău, pentru că răul ăsta s-a întors, uite. Cineva spune aici, răul ăsta s-a întors, pe care tu l-ai făcut. Exact, spânzuratul invers și diavolul. Nu e normal ce faci. Cineva merge frecvent aici la un popă, care de fapt este un, pare rău să spun, șarlatan. Poate se numește doar așa, cum se găsesc acele anunțuri prin ziare, internet și așa mai departe. Oricineva care pretinde că este în funcția asta, dar de fapt face lucruri murdare. Și de fapt asta face acest individ. Și aici totuși cineva spune, nu e ok. Avem pe cineva aici foarte în vârstă care o să treacă în neființă, poate este chiar însuși. Ok. Aici este un blocaj. Clar. E un blocaj. O femeie șatenă blondă care a făcut foarte mult rău. Rac pe scorpion. Femeia asta a făcut foarte mult rău. Din câte văd aici, ea are o încetinire financiară foarte mare. Pentru că a lovit degeaba în cineva sau a încercat să țină o căsnicie cu lucruri oculte. Poate chiar cineva aici are un părinte care este într-o cele religioase. Da, mai este o poveste aici de ceva. Da. Da.
E o poveste mai complicată aici dacă încep să vorbesc despre asta. Dacă sunteți în situația asta sau vreți să faceți plângere cuiva care este în situația asta, e 7 de săbi invers. Aici este o relație între cineva într-o cerere religioasă și o persoană. Bărbatul ăsta a mințit, încercând să inducă lumea în eroare. Nu este cineva curat. Și femeia care mergea la el o să plătească. De ce? Pentru că ea nu se ducea pentru lucruri curate, o dată. Și doi, dacă cineva face plângere împotriva acestui bărbat, ok. Pentru că el a întreținut relații, ca să spun așa, cu cine nu trebuia. Oricum, eu ce văd, karma o să o plătească ambele persoane. Sau cine a avut loc la... cine a avut parte la așa ceva. Și persoana asta și femeia care s-a dus. Nu e ok. Nu e ok ce s-a făcut aici. Ok. Zâmbesc pentru că este amuzant în același timp. Cineva pleacă cu o ceartă de bani. Clar. Diavolul s-a terminat. Toxicitatea. Poate chiar aruncați pe cineva din viața voastră din zodia pești. Toxicitatea. Diavolul. Obsesia. Magicianul ăsta. Farmecele s-au terminat. Toată confuzia pleacă și totul capătă contur cu o mare victorie. Cineva și-a pierdut dragostea pentru o persoană aici. Sau cineva n-a avut dragoste niciodată pentru o persoană. Niciodată. Și a fost ținut numai cu lucruri oculte. Farmece. Și atunci aici decepție o să aibă. Ori bărbatul a făcut asta, ori chiar femeia. Ok? Ori femeia care a făcut asta prima dată a divorțat de un bărbat. Și apoi a pus ochii pe altcineva. Pentru că am regele și regina de cupe. Ea a pus ochii pe altcineva. Și ca să facă bărbatul ăsta să stea cu ea, i-a făcut farmece. Dar divinitatea și universul a zis până aici stop. Exact, stop. Magicianul și justiția. Manifestarea ta necesită justiție. Și anume, cineva primește și e conștient, cineva e conștient că ceea ce îi se întâmplă în viața lui sau în viața ei acum este pentru că plătește karmic. Cineva va fi mai mult decât realist sau realistă. Aici este o suferință, o suferință foarte mare. Cineva a avut o obsesie cruntă aici, obsesie cu urmărire și suferință. Pe echilibru financiar al unei persoane. Având o intrigă, o dispută, o răzvrătire de ce persoana asta are echilibru și o viață bună. N-am înțeles niciodată lucrurile astea. În fine, ce urmează să se întâmple chiar de pe 10, dar deja a început. 5, 10, 5 astăzi? Da, e astăzi. 5, 10, diavolul, 10 de săbi și turnul și spânzuratul invers. Cineva s-a dezlegat. Domnii din zodia pești. Las cum rezonează, doamnele. Care ați fost, în ce direcție ați fost? Vă eliberați. Gata. Cineva aici va rămâne singur. Sau singură. Pentru că se dezleagă de lucrurile astea. Și mai vreau să văd o energie. Vreau să văd 9 de pentacle. Totul iese la suprafață aici. Deci aici din nou am confirmarea. Minciunile cuiva ies la suprafață, 9 de pentacle. Ori toată lumea le știe deja. Ori toată lumea le știe deja. 9 de pentacle.
Împăratul și împărăteasa și moartea este o terminare a unei căsnicii greoaie sau unei relații forțate. Vreau să văd diavolul, 10 de săbi și turnul. Cineva și-a primit o trădare înapoi pe care a oferit-o prin lucruri oculte. Sau pedeapsa. 5 de săbi, 6 de săbi și fraierul. Cineva înțelege aici, am mai văzut 65 de săbi, 6 de săbi. Înțelege că n-are ce să facă să o pună destinului cuiva sau destinului în sine, că despărțirea asta o să aibă loc oricum. Iar am diavolul, turnul, 9 de băte. Cuiva a fost frică ca acest turn să nu cadă, dar oricum, când sunt lucruri de genul ăsta, mai devreme sau mai târziu, oricum Dumnezeu face dreptate. Clar. 9 de băte și diavolul. Cuiva este frică acum ce plătește din cauza magicianului. Magicianul și aici. Și 2 de băte, că a jonglat cu treaba asta. Și sunt persoane aici care au făcut parte din treaba asta și spun: oare că am făcut parte din exterior, știam și am aprobat și am aplaudat și am râs, mă afectează? Da! 8 de monede, regina de cupe. Posibil chiar regina de cupe să facă asta. Este rac pe scorpion, fecioară. Sau au fost mai multe persoane. Fecioară, gemeni, rac pe scorpion. Pești văd foarte mult. Săgetător. Vreau să văd 6 de săbi și fraierul. 5 de monede. Cineva spune, gata, s-a terminat. Over. Pierdere financiară. Cineva spune, chiar aici nu e bine ce am făcut persoanele astea. Nu e bine. A treia energie o să regrete că a atacat într-o femeie care nu avea nicio legătură. Sau care era de fapt sufletul perechi al acestui bărbat, dar ea a vrut cu forța să țină această relație. Și a treia energie este chiar însăși care a fost în relație cu bărbatul ăsta. Sufletul pereche este persoana care a fost dată la o parte, știind că se va face justiție, ok? Iar cea a treia energie, pentru că este considerată a treia energie, ea însăși, chiar dacă este și măritată și într-o relație, ea a fost o opțiune care a legat bărbatul ăsta prin vrăjă. De ce l-a legat? Ia să vedem. Dintr-o obsesie, bineînțeles. De ce l-a legat? Cineva are luna în gemeni aici. De ce l-a legat? Ca el să nu mai vrea persoana iubită. Deci femeia asta știa că el este într-o relație cu altcineva și l-a despărțit de femeia. De ce l-a legat? Roata și pajul de băte. Cu 10 de cupe invers. Ca el să nu poată forma o familie cu femeia care era destinată și cu care el, deși a avut lucrurile astea făcute, avea treziri și căuta persoana iubită. Apoi iar ea mergea și mergea iar și lega treaba asta. Bineînțeles că totul s-a terminat. 9 de săbi. Turnul. Turnul ăsta o să cadă cu foarte multă suferință pentru cineva. Și remușcări și regrete. Pentru că aici cineva o să aibă 2 în 1. Dacă nu chiar 3 în 1. 2 în 1. O dată plata pentru că a ținut bărbatul ăsta legat. 2 pentru că a făcut o femeie să sufere și a lovit cu farmece în ea. Fără ca femeia asta să-i facă nimic. Ok? Și cred că mai există pe undeva și 3, am zis bine. Pentru că femeia asta a făcut familiei femeii respective. 3 de butești unul. Da, ea va înțelege că orice ar fi făcut, asul de cupe, dragostea asta n-a fost adevărată și că cineva pleacă cu 8 de cupe, 6 de săbi și a mai avut o grămadă de tentative în trecut să părăsească. Dacă sunteți voi care vă uitați. Asul de cupe.
Cineva tot timpul a visat la o dragoste pe care a purtat-o unei persoane de care a fost ținut, că e un bărbat, departe. Vreau să văd concluzia. Concluzia pentru cei din zodia Pești. Concluzia pentru perioada 1-18, era să zic ianuarie. Vărsător, aveți de-a face cu ceva de vărsător? Capricorn? Concluzia pentru cei din zodia Pești. 1-18 iulie 2023. Queen of Cups, 3 de săbi și 6 de săbi. Ori tu ca femeie ai trecut până asta și bărbatul ăsta ți-a făcut asta, ok? Și-l lași. Ori dacă o femeie a făcut asta, aici era pe Scorpion sau indiferent ce zodie este, înțelege că dezamăgirea deja exista. Exista Hierofantul și Turnul. Era inevitabil divorțul, terminarea relației, pentru că ea era un 3 de săbi, 3 de săbi. Eremitul era în fecioară, 7 de băte. Ea e respinsă de bărbatul ăsta, King of Cups. Pe de altă parte, o fecioară respinge un rege de cupe, pești, un bărbat din pești. El o respinge pe ea. 8 de săbi, 10 de cupe, pajul de săbi, împăratul, marea preoteasă, magicianul. Aici cine a făcut asta trebuie să-și le asume. Mai vreau să știu un lucru. Magicianul și justiția. Moartea. King of Cups, Scorpion, pești, moartea și regele de cupe. El pierde tot financiar. Și termină o afacere, o căsnicie și pleacă după persoana iubită. 8 de cupe, 6 de cupe. 8 de cupe, 6 de cupe. Și spune, împărăteasa asta cu care am trăit eu, cu care am fost căsătorit, este o femeie crudă. Cineva chiar, îmi pare rău să spun, cineva spune aici despre o figură paternă. Împărăteasa este balanță, balanță taur, vă capricorn. Spune, femeia asta e femeie crudă. Exact. Că a putut să-mi facă asta. Bun. Atât am avut pentru cei din zodia Pești, vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup și ne vedem la un nou video.